Becali a deschis războiul pe toate fronturile, anunță că are de gând să ceară de la penitenciarul Jilava daune de 1 milion de euro pentru că i-a contestat cura intenție, spune el, regimul de detenție. Și până la urmă, judecătorii au dat astăzi dreptate, rămâne deținut în regim deschis. Doar că războinicul Luminii vrea cu orice preț operație în Germania și pentru asta este dispus să se lupte cu șeful medicilor legiști din Constanța și chiar cu statul la CEDO. Cum vă simțiți? Unde o să vă operați? Este absolut nelegal și inuman să îi se refuze dreptul de a se opera acolo unde dorește dânsul. Operația în libertate a devenit o bătălie pentru viață, spune latifundiarul. Așa că prin avocatul său a făcut astăzi prima declarație de război. Există varianta să dea în judecată administrația penitenciarului Jilava, proces prin care vrea să pretindă 1 milion de euro daune. Veți mai da... S-ar putea să devină de actualitate. Pe motiv că penitenciarul Jilava a cerut cu rea intenție regim semideschis. Însă astăzi judecătorii i-au dat dreptate omului de afaceri. Rămâne deținut în regim deschis, adică va avea voie să părăsească penitenciarul fără pază și vrea ca primul drum să fie către clinica din Germania. Dar mă încurajează pe mine, mamă, fii tare, că Dumnezeu nu o să ne lase. Al doilea război l-a început cu șeful medicilor legiști din Constanța. Concluziile acestuia din raportul medico-legal i-ar fi închis drumul spre operația în străinătate. O plângere penală pentru abuz în serviciu. Față de cine? Față de medicul legist, șeful serviciului de medicină legală de la Constanța. Pentru că opinia exprimată de dânsul este în afara cadrului legal. Și mai pregătește alte două bătălii. O plângere la CEDO, dacă nu va fi lăsat să se trateze în libertate, și cealaltă la fostul loc de muncă, la Camera Deputaților, acolo unde pentru el și alții ar fi făcut petiții. A fost sesizată de sute de persoane în petiții adresate direct în numele domnului Becali. Nu avem nici măcar o sesizare legată de persoana Gigi Becali. Înainte de toate, Becali ar fi salvat de comportamentul ireproșabil din penitenciar. Avocații se pregătesc deja să ceară câteva zile libere, mai ales că se bucură de regim deschis.